Pacea Domnului la toți! Amin! Aș vrea să vă întreb ce mai faceți în primul rând, cum sunteți. Slăvit să fie Domnul în toate. Dragii mei, ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu. Personal, repet, îmi era foarte dor să ne reîntâlnim, să vă văd, să știu că sunteți bine. Domnul să fie slăvit. Amin. Aș vrea să vă aduc salutările Bisericii Străjerul din Aqua Sparta. Har, pace și multă binecuvântare de la Domnul. Amin. Doresc de asemenea să vă aduc mulțumirile inimii mele și nu numai, mulțumirile soției, pentru că în perioada în care noi, ca și familie, în special soția, am fost cumplit de încercați, am înțeles că și v-ați rugat pentru noi, ne-ați susținut în rugăciune și doresc, în numele soției și în numele meu, să vă aduc mulțumire. Știți, nu este ușor să stai lângă mama ta, muribundă, 3 luni și jumătate aproape, 3 luni în care o singură dată să ieși din casă, să mergi la o mormântare, 3 luni în care să nu mergi la speză, 3 luni în care să nu conduci mașina, să nu ieși aproape deloc din casă, este foarte greu. Dar Domnul nostru care ascultă rugăciunile și a ascultat și rugăciunile voastre, știe în furtunile vieții, în problemele vieții să ne întărească, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea în această zi să continuăm să ne îmbărbătăm din cuvântul Scripturilor, din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să deschideți Scripturile împreună cu mine. Voi reciti astăzi un text pe care l-am citit timp în urmă aici în biserică, text din care am vorbit câteva lucruri. Astăzi voi vorbi altele noi, probabil voi aminti și câteva din cele care le-am spus altă dată aici în biserică. Îmi doresc așa de mult cuvântul lui Dumnezeu să aducă schimbare în inimile noastre. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu să aducă schimbare și transformare. Amin. În viețile noastre, slăvit să fie Domnul. Amin. Matei, capitolul 14, încep citirea cu versetul 22 și vă rog să vă ridicați pe picioare, dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a zis Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar
Când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la El pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins s-au vindecat. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea și astăzi să continui să aduc în fața voastră câteva lucruri care trebuie să le știm despre încercările vieții. Care trebuie să le știm despre furtunile vieții. Vremea aceasta, în mod deosebit, notez pretutindeni și nu este un cuvânt aruncat sau câteva cuvinte aruncate și este probat și văzut. Parcă niciodată nu am văzut atâta suferință. Parcă niciodată nu am văzut atâta boală. Parcă niciodată nu am văzut atâta durere. Eu însumi zilele acestea mă confrunt cu o durere aici în partea dreaptă și va trebui să fac așteptamente profunde să văd ce se întâmplă. Știți, este foarte importantă atitudinea pe care o luăm în mijlocul suferințelor. Este foarte important în al doilea rând, când suntem în suferințe, să avem un bagaj de cunoștințe biblice puternic, mare, din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri care le cunoaștem despre suferință și ne ajută să trecem mult mai ușor prin suferință. Sunt lucruri însă care probabil nu le cunoaștem, poate voi da, însă eu, permiteți însă vă spun, am să învăț încă multe lucruri legate de suferință. Este așa de important să știm că suferința este necesară în viața noastră. Încercările sunt necesare în viața noastră. Pavel avea un țepuș din partea lui Dumnezeu și știți care a fost concluzia lui Pavel? Domnul vrea să merg înainte cu acest țepuș, că este spre binele meu, slăvit să fie Dumnezeu. Ucenicii sunt în această împrejurare, probabil că tot știți. Ucenicii au avut o perioadă de școlarizare, de ucenicie. Înainte ca să meargă în slujire, înainte ca să fie trimiși în lucrare, au avut o perioadă de aproximativ 3 ani și jumătate când au învățat lângă Iisus. Când Iisus i-a ucenicizat ca să poată să slujească. Și aici dați-mi voie să fac o paranteză închisă. În vremea noastră, prea mulți oameni disprețuiesc ucenicia. Nu poți să intri în lucrarea lui Dumnezeu fără să ai ucenicie.
Uitați-vă la Pavel! Uitați-vă la ucenici, la toți absolut! Pentru ca să avem o slujire eficientă, pentru ca să avem o slujire după voia lui Dumnezeu, este nevoie de ucenicie. Știți, apreciez, ador chiar anumite principii care le țin anumite biserici și atunci când cineva se convertește, este ales un părinte spiritual care să stea în așa biserică aproape de cel sau de cea convertită pentru ca să crească bine. Avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu care să stea lângă noi și să ne crească în ucenicie pentru ca slujirea noastră să fie eficientă, slujirea noastră să fie plăcută lui Dumnezeu. Ucenicii stau lângă Iisus și de data aceasta ucenicii sunt în școală, învață o lecție. Și lecția pe care o învață ei este lecția credinței. Petre, de ce te-ai îndoit? De câte ori Dumnezeu ne învață fel de fel de lecții și deseori nu luăm aminte. E nevoie ca și ucenicii, ucenicilor li se repetă lecția credinței. Lecția încrederii în Dumnezeu, să se încreadă în Dumnezeu, să aibă încredere în Dumnezeu. Repetând lucrurile, le învățăm. Știți ce am constatat? Scriind versete din Scriptură, scriindu-le de mai multe ori, reușesc să le memorez imediat mult mai bine. Repetându-le, repetând să le scriu, le memorez imediat. Avem nevoie să repetăm pentru ca să învățăm. Amin. Copiii noștri la școală repetă, învață, uneori tocesc, dacă vreți, anumite lecții pentru ca să le știe, să ia examenul, să treacă cu bine. Știți că și în viața spirituală avem examene? Uneori dăm examenul odată și dacă nu îl dăm, îl dăm a doua oară. Și dacă nu îl luăm, îl dăm a treia oară și îl dăm și tot îl dăm. Domnul să ne ajute să luăm examenele spirituale. Domnul să ne ajute totdeauna să fim atenți la ceea ce Domnul vrea să ne învețe. Voi care trebuia să fiți învățători, spunea Apostolul Pavel, aveți nevoie iarăși, din nou, cu alte cuvinte, de laptele duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute să creștem, amin, să punem preț și facă Domnul ca Biserica Maranata, de aici, din Ravena, să pună preț pe creștere și pe maturizare, amin, spirituală. Amin. Avem nevoie să creștem. Uitați-vă, vă dau exemple stupide. Merg copiii micuți și se împiedică și cad. Locul în care s-a împiedicat un copilaș micuț, sau mai bine zis, în ce s-a împiedicat un copil mic, nu poate să se împiedice un tânăr sau o persoană matură. Din punct de vedere spiritual, de câte ori ne împiedicăm în lucruri mărunte, și nu avem capacitatea să trecem peste, nu reușim să luăm examenul, rămânem la laptele duhovnicesc, nu ne maturizăm, nu creștem. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Amin, amin. Știți, furtunile vieții, încercările vieții, și vă rog notați, totdeauna au să ne învețe ceva. Eram aseară cu fratele Petrică și cu alte persoane
și era o discuție legată de Evanghelia prosperității. O doctrină care nu are de-a face cu adevărul Scripturilor. Dacă eu sunt ok în relația mea cu Dumnezeu, spun oamenii aceștia în trei cuvinte sărace, eu nu trebuie să am nicio suferință în trupul meu. Nici de cum. Ori Biblia nu ne spune despre așa ceva. Dimpotrivă, Biblia ne spune că și încercările voastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Slăvit să fie Domnul! Încercările vieță, suferințele, problemele, furtunile vieță, totdeauna vreau să ne învețe ceva, slăvit să fie Domnul! Uitați-vă în textul nostru ce se întâmplă. Iisus știa că vine furtuna. Atunci, de ce le-a spus ucenicilor să intre în corabie? Pentru că își aveau să învețe ceva din lucrul acesta. Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta și să ne ajute. Amin. Să nu uităm niciodată. Primul lucru legat de încercările vieții care vreau să-l spun astăzi. Furtunile vieții, încercările vieții nu sunt eterne, nu sunt veșnice. Furtunile vieții, încercările vieții sunt vremelnice. Durează un timp, durează o vreme încercarea. Anul are 4 anotimpuri și nu este totdeauna primăvară, nu este totdeauna vară, nu este totdeauna toamnă, nu este totdeauna iarnă. Nu în fiecare zi este ceață, nu în fiecare zi plouă, nu în fiecare zi sunt 42 de grade, nu toată ziua sunt 42 de grade. Dragii mei, rețineți lucrul acesta. Este foarte important să știm atunci când suntem în furtună că furtuna este pentru o vreme. Toate aceste lucruri sunt trecătoare, însă și viața este trecătoare, însă și noi suntem trecători. Când ești în încercare, știi ce vrea să vă spună diavolul? Știi ce vrea să ne spună? Încercarea aceasta va culmina cu plecarea ta de pe pământ. Sau șoapte de genul acesta. Totdeauna, între timp ce Dumnezeu vrea în furtună, în încercări, în probleme, să ne încredem în El și în cuvântul Lui și să ne arate Domnul soluțiile de ieșire, diavolul caută să ne arate și să ne spună cu alte cuvinte, nu mai este nici o soluție. Aici se va termina tot. Așadar, rețineți, încercările vieții, furtunile vieții sunt vremelnice. Rețineți al doilea lucru care, dacă nu greșesc, mult probabil l-am amintit aici, probabil cu alte cuvinte. În furtună, niciodată nu ești singur. În furtună, niciodată nu ești singur. În primul rând, Domnul Iisus ne-a promis și a spus și eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Pe de o parte avem promisiunea lui Dumnezeu și știm că Domnul își onorează cu multă strictețe toate promisiunile făcute. În încercare, așadar, Dumnezeu totdeauna ne este de partea noastră. Domnul ne-a promis lucrul acesta.
Domnul ne-a spus lucrul acesta și trebuie să fim bazați puternic pe Scriptură. Amin. În al doilea rând, frații noștri, surorile noastre, se roagă pentru noi în suferință. Se spunea astăzi aici despre faptul că și v-ați rugat pentru anumite persoane atunci când erau în suferință. Versetul nostru 23 și 24 ne arată că și atunci când ucenicii erau în suferință, Iisus tocmai atunci se ruga pentru ei. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte și noptase și el era singur acolo. Slăvit să fie Domnul! Însă următorul verset ne arată că și în timpul acesta, tocmai în acel timp, Iisus se ruga pentru ucenici. Eram zilele trecute în spital la Terni, vizitam o soră din biserică care este deosebit de încercată și soțul ei spunea: Angelica, ascultă-mă, știi câți frați, știi câte surori, știi cât se roagă pentru tine, Sfinți, oamenii lui Dumnezeu. Nu uitați, lucru care trebuie să-l știți în încercare, pe lângă faptul că și încercarea este vremelnică, nu uitați, în încercare nu sunteți singuri. Domnul este cu voi. Biserica este cu voi. Frații se roagă. Surorile se roagă. Ne rugăm unii pentru alții. Dumnezeu îngăduie să trecem prin suferințe și suferințele lucrează bine în viața noastră. Ne mângâie Dumnezeu, și aia și amintea fratele Tomiță, prin încercările prin care trecem, pentru că la rândul nostru, cu aceleași mângâieri dumnezeiești, să știm să mângâiem pe frații noștri, pe cei care trec prin încercări. Și aia și-a uimit lumea și a uimit pe toți oamenii în istorie legat de biserică, a fost unitatea bisericii. Biserica totdeauna a fost un întreg. Biserica totdeauna a fost unită, chiar dacă diavolul a căutat să o despartă, chiar dacă diavolul a căutat să o împartă. Hristos a adunat, a mulțit și a făcut ca biserica să fie una. Îmi place așa de mult să mă uit la originile bisericii. Îmi place așa de mult să mă uit la biserica primară. Îmi place așa de mult să mă uit la cei din întâi creștini. Și biserica, și Biblia este plină de exemple ale bisericii primare, creștine, în care oamenii aceștia dovedesc unitate. Aleluia. Dovedesc că sunt alături de cei care sunt într-un fel în suferință. Uitați-vă când Petru este în temniță, biserica nu înceta să se roage. Știți, rugăciunea are mare putere. Slăvit să fie Dumnezeu! Rugăciunea schimbă toate lucrurile. Să aveți posibilitatea, așa aș vrea să vedeți lucrul acesta, această soră de la noi din biserică, care a suferit extraordinar de mult în ultima vreme, să vedeți câtă seninătate, câtă pace, câtă bucurie este pe inima ei. Chiar în aceste încercări, pe fața ei se vede bucurie. Știți, într-o împrejurare, când medicul a dat diagnosticul, unei persoane din biserica Străjerul din Aqua Sparta,
După ce sora a vorbit cu medicul, medicul se apropie și îi zice soțului și ei: auzi, ai înțeles bine care este diagnosticul? Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu reacționează divers în suferință. Însă slăvit să fie Domnul! În furtună, Domnul este lângă noi, pe de o parte, și de asemenea, biserica, frații, surorile, sunt totdeauna aproape de noi. Țin să mă opresc la un alt lucru, care, despre care am spus ceva puțin legat de Evanghelia Prosperității. Dacă îl slujești pe Dumnezeu, aceasta nu-ți garantează faptul că îl slujești pe Dumnezeu. Nu te scutește de încercările vieții. Nu spune Biblia așa ceva. Vreau să întăresc ceea ce am spicuit doar puțin. Nu spune Biblia așa ceva. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că și creștin fiind, noi trebuie să trecem prin suferință. Vom avea suferințe în multe domenii ale vieții, însă în mod special, spune Biblia, pe de altă parte, noi știm că toți cei ce vor căuta să trăiască cu evlavie în Hristos, vor suferi. Ucenicii, chiar dacă au ales să-L slujească pe Iisus, au avut parte de suferințe. Lucru frumos este că Domnul este de partea noastră. Spuneam că nu suntem singuri în suferințe. Slăvit să fie Domnul nostru. Suferințele totdeauna lucrează ceva bun în viețile noastre. Slăvit să fie Domnul! Nu uitați! Atunci când noi ne rugăm în suferință, când ne rugăm, Domnul se angajează să răspundă. Domnul se angajează să răspundă. Pietru se roagă: Doamne, scapă-mă! Versetul 31. Îndată Iisus a întins mâna. Domnul s-a angajat că răspunde rugăciunilor noastre și că intervine El. Sigur, intervenția lui Dumnezeu aproape niciodată nu este așa cum o dorim noi. Noi vrem ca încercarea să fie scurtă. Noi vrem ca intervenția lui Dumnezeu să fie așa cum vrem noi. Însă, Domnul știe când să întindă mâna. Spuneam timp în urmă, când am vorbit aici în biserică, dacă nu greșesc, despre același text, alte lucruri, piomeno, spuneam că și ucenicii, studiind Scriptura, adâncindu-ne în acest text, vom înțelege că și ucenicii au stat probabil o oră sau poate ore cu corabia în valuri. Ar fi vrut ucenicii Domnul să intervină imediat, însă Domnul nu a făcut-o. Domnul nu a făcut-o. Ar fi vrut ucenicii să fie mai scurtă așa perioadă de panică, de furtună, în care nu știau ce să facă. Însă Domnul a lucrat cum a vrut El. Rețineți, în furtuni, Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Știți, uneori, legat de rugăciune, facem rugăciuni lungi. Uneori, în anumite situații, nu mai avem timp de rugăciuni lungi. Însă lucrul la care se uită Dumnezeu este calitatea rugăciunii.
Pietru se roagă tare și spune doar două cuvinte. Doamne, scapă-mă! Aș vrea să învățăm legat de rugăciune, legat de punctul acesta, faptul că Dumnezeu, în mijlocul furtunilor, răspunde rugăciunilor noastre. Aș vrea să învățăm să ne rugăm. Ucenicii la un moment dat în școala lor, în ucenicia lor, continuă pe lângă lucruri multe care le-au învățat și au spus, Doamne, știi ceva? La punctul acesta învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea eficientă, rugăciunea ascultată de Dumnezeu, este rugăciunea inimii. Să nu fiți ca păgânii cărora li se pare, care au obicei și li se pare că dacă spun o grămadă de cuvinte vor fi ascultați. Nu! Trebuie să ne rugăm sincer. Trebuie să ne rugăm din inimă. Nu trebuie să ne rugăm să afișăm în fața altora că știm să ne rugăm, că și avem cuvinte frumoase, că și avem cuvinte de rugăciune. Nu! Dumnezeu răspunde rugăciune din inimă. 1. 2. Legat de rugăciune. Dumnezeu răspunde rugăciunii făcute cu credință. Trebuie să ne rugăm cu credință. Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care se văd. Nu! Nu se văd! Nu mai văd nicio izbăvire aici! Nu mai văd nicio soluție! Știți care este soluția? Rugăciunea cu credință. Amin. Rugăciunea cu credință făcută din toată inima. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Mă rog Domnului, Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne dea putere în încercările vieții, să fim totdeauna biruitori. Nu este simplu, este foarte greu. Era când am venit aici dimineață, exact, slăvit să fie Domnul. Era un verset și este, de fapt, versetul din Ezechiel 36:27. Știu că și nimic bun nu este în mine, spunea Pavel, și eu, cu firea mea pământească, nu pot să fac absolut nimic. Dragilor, începând de la nașterea din nou, începând de la întâlnirea personală cu Domnul, viața noastră de creștin o călăuzește Duhul Sfânt, și Duhul Sfânt conduce viața noastră și face totul în noi, dacă îi dăm voie. Ascultați ce spune acest frumos verset cu care și închei, nu vreau să plictisesc pe nimeni. Ascultați-mă bine, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele. Fără de Duhul lui Dumnezeu nu vom putea niciodată, fără de Duhul Sfânt, să urmăm poruncile lui Dumnezeu. Continuă versetul și spune și să păzim și să împlinim și să păziți și să împliniți legile mele. Nu putem păzi, nu putem împlini legile lui Dumnezeu fără de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să ne călăuzească. Ascultați-mă! Ținta noastră totdeauna trebuie să fie aceasta, să-L iubim pe Hristos și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Să-L iubim pe Hristos și doi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Amin. Nu trebuie să ne forțăm să rodim. Pentru că atunci când iubim pe Hristos, atunci când dăm loc Duhului Sfânt să ne conducă, automat Duhul Sfânt, nu noi,
Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați și să păziți poruncile mele. Pentru că numai prin Duhul meu cel Sfânt puteți face lucrul acesta, să păziți și să împliniți legile mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știți, există un mare pericol în viața creștină. Foarte mulți oameni, după nașterea din nou, după ce au o întâlnire personală cu Dumnezeu, renunță la relația personală cu Domnul și dispare în timp, nu mai iubesc pe Domnul și nu se mai lasă călăuziți de Duhul Sfânt. Știți ce se întâmplă? De foarte multe ori oamenii aceștia, cu eforturi personale, eforturi firești, caută să înfăptuiască în viața lor sfințirea, să aibă în viața lor roadele Duhului Sfânt. Dar dacă sunt ale Duhului Sfânt, numai Duhul Sfânt poate să le aducă în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute. Nu uitați! Dumnezeu în furtunile vieții totdeauna răspunde rugăciunilor noastre. Slăvit să, să fie Domnul. Amin. Spunea Domnul, vă voi trimite un mângâietor și El va fi cu voi, El va fi în voi, El va fi în viața voastră până la sfârșit. Amin. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, cântăm într-o cântare, să ne elibereze. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Prea iubiților, ca și voi, experimentez și eu această lucrare minunată, deosebită a Duhului Sfânt, a Mângâietorului, a Învățătorului, care îl aud deseori așa de clar, oprește-te, nu fă lucrul acesta, fii înțelept, cântărește bine lucrurile, oprește-te, meditează, nu este timpul, tași acum, vorbește acum în schimb. Știți de ce? Pentru că uneori legat de tăcere și de vorbire, mi se pare că totdeauna tăcând facem bine. Biblia spune, oare tăcând faceți voi dreptate? Oare tăcând faceți voia lui Dumnezeu? Oare tăcând ieșiți biruitori acum? Nu! Trebuie să avem așa sensibilitate, lăsându-ne călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să știm, cum spunea de asemenea altă cântare, când să vorbesc și când să tac, ca voia ta să o fac. Și aceasta nu o putem face cu înțelepciunea noastră. Aceasta nu o putem face cu priceperea noastră. Sigur că trebuie să folosim înțelepciunea, trebuie să folosim priceperea, trebuie să folosim tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și în situațiile în care cu tot ceea ce avem din partea lui Dumnezeu, nu știm ce să facem, acolo Duhul Sfânt ne călăuzește într-un mod divers, mult mai puternic, mult mai accentuat. Slăvit să fie Domnul! Mă rog lui Dumnezeu, închei mesajul meu din ziua de astăzi prin a vă aminti și bine este nimeni dintre noi să nu uite. Necazurile vieții sunt de necesitate în noi, în viața noastră. Pentru că ele ne maturizează, ele ne cresc, ele ne apropie de Dumnezeu. Doamne, dă-ne putere în necazurile vieții, în furtunile vieții, să rămânem totdeauna lângă Tine, slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.